Partidul Democrat Liberal a întocmit Cartea Minciunilor USL, document pe care membrii din teritoriu l-au depus la prefecturile din țară. În documentul care numără 48 de pagini, Democrat Liberalii au inventariat măsurile luate de USL pe parcursul celor 22 de luni de guvernare. Deși la Giurgiu Democrat Liberalii nu și-au mai făcut auzită vocea de ceva vreme, se pare că după ruperea alianței USL și-au dorit să reapară pe scena politică giurgiuveană. Și cum să se facă auziți decât prin a găsi minusuri în activitatea actualului guvern? Această carte, de altfel, se vrea a fi un bilanț al guvernării Ponta Antonescu de 22 de luni. Această carte a minciunilor USL reprezintă adevăratul raport de activitate al guvernărilor USL, două, trei, câte au fost ele până acum, și vom avea grijă prin secretariatul partidului ca un exemplar al acestei cărți să ajungă la sediul PSD și PNL. Democrat Liberalii intenționează să demareze informări ale românilor cu argumente legate de diferențele dintre vorbele USL și faptele alianței.